Simona Halep a primit verdictul în cazul de dopaj. Aceasta a fost suspendată 4 ani. Sportiva noastră a fost depistată pozitiv la US Open 2022. Suspendarea va expira pe 6 ianuarie 2026, când va avea 35 de ani. Tenismena poate face recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Simona a fost informată pe 7 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv la US Open cu roxadustat, substanță interzisă în tenisul profesionist, iar de atunci este suspendată provizoriu. După 3 amânări, sportiva a fost audiată pe 28 și 29 iunie la Londra, unde și-a susținut nevinovăția și a explicat că nu a luat nicio substanță interzisă cu bună știință. După 2 luni și jumătate, Simona a aflat verdictul în cazul de dopaj, în care e implicată din octombrie 2022. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului anunță că fostul lider mondial a fost suspendat timp de 4 ani, pedeapsa maximă una dintre cele mai mari suspendări din istoria recentă a sportului.